emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte oferta electorală, proiectele pe care le au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani. Astăzi ne canalizăm atenția asupra întregului județ Hunedoara, iar pentru a discuta mai multe despre realizări, dar și despre proiectele pentru următorii 4 ani, l-am invitat alături de mine pe domnul Alin Adam Țambă, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier județean al județului Hunedoara, bineînțeles. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Îi salut și pe telespectatorii noștri cu această ocazie și pe internauți. Exact, pentru că ne pot urmări și în mediul online, pe toate rețelele de socializare. Până la urmă, acesta este prezentul și viitorul. Trebuie să ne adaptăm și noi și dumneavoastră în ceea ce privește administrația județeană, pentru că această digitalizare este tot mai, și se discută tot mai mult despre digitalizare și despre a ajunge până la urmă informațiile peste tot, la toate persoanele și de aici, din județul Hunedoara și din țară și din străinătate, pentru că avem foarte mulți hunedoreni care au plecat în străinătate, care au plecat în alte județe ale țării, pentru un trai mai bun până una alta, dar important este cu ce veniți și dumneavoastră în fața acestor oameni pentru a putea să le oferiți mai mult sprijin din foarte multe puncte de vedere. Da, din păcate, județul Hunedoara în ultimii 34 de ani este, cred că, cel mai afectat județ din țară. Am avut o industrie grea, care, din păcate, a avut de suferit după revenirea la capitalism, dacă pot să spun așa. Dacă iau partea de nord a județului Hunedoara, partea de țara Zarantului, partea de sud a județului, cu Valea Jiului, am avut înainte de 1990 o industrie de minerit prosperă și înfloritoare. Din păcate, ea nu mai există astăzi decât, să zic, puțin în Valea Jiului, dar departe față de ce a fost în urmă cu 34-35 de ani. Dacă iau zona centrală a județului, cu zonele, vechile zone siderurgice, la Hunedoara, la Călan, o să vedem zeci și sute de mii de locuri de muncă pierdute. Toate lucrurile astea, din păcate, au dus la o plecare a oamenilor din locurile natale, care până astăzi, să zic, întristează până la urmă întreg județul Hunedoara. Însă, mai ales după intrarea României în Uniunea Europeană și după oportunitatea accesării fondurilor nerambursabile a început să fie mult atenuată și astăzi să asistăm deocamdată timid și la anumite reveniri înapoi acasă, pentru că nu le este ușor hunedorenilor plecați departe de locurile natale să se acomodeze printre străini. Pentru toată lumea, acasă este aici, la noi, în locurile în care te-ai născut, ai copilărit și te-ai format și poate chiar ai lucrat o perioadă. Din această perspectivă, pentru a reuși să punem ceva în locul ramurilor economice care, să zic, s-au închis după 1990, era nevoie de bani, era nevoie de investiții. Așa cum spuneam, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, am început să avem toate aceste resurse și am început să muncim pentru atragerea de fonduri nerambursabile. Pot spune că în acest moment Consiliul Județean Hunedoara a atras pe fonduri nerambursabile doar în anii președintelui Laurențiu Nistor peste 1 miliard de euro. Este o sumă uriașă. De altfel, administrația județeană, Consiliul Județean, este una din instituțiile județene fruntașe ale țării.
atragem și suntem pregătiți să atragem în continuare mulți bani, pentru că vedem toată această perioadă ca o mare oportunitate. Această oportunitate o mai avem până prin 2027. Următorul exercițiu financiar european va fi mai mic din punct de vedere al banilor. Acești bani europeni nu îi obții doar că faci un proiect, îl depui și ai obținut finanțarea. Este o concurență între administrațiile publice locale. O concurență din care Consiliul Județean Hunedoara a ieșit câștigător. Și ne dorim ca și în următorii ani de zile să putem să depunem aceste proiecte. Pentru a reuși să atragem o sumă cât mai mare de bani, este nevoie de experiență, este nevoie de expertiză și cred că acesta este principalul motiv pentru care noi ne dorim în continuare să continuăm la Consiliul Județean și motivul pentru care venim în fața hunedorenilor alături de președintele Consiliului Județean Hunedoara, de domnul Laurențiu Nistor, să primim un vot de încredere pentru a putea continua munca pe care am început-o în 2020. Oricine poate să spună orice, dar un lucru este clar. Președintele Laurențiu Nistor este un om performant. Fac parte din echipa dumnealui acum în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean și cel puțin ca și consilier județean, așa cum sunt eu pe listele PSD în acest moment, voi continua și în perioada următoare. Lista noastră, într-o mare măsură, s-a păstrat de consilieri județeni. Mă uitam la celelalte formațiuni politice, nu mai prea găsești pe nimeni. În principalul partid cota candidat, un singur om mai este dintre vechii consilieri județeni. Dacă ei nu și-au făcut datoria, nu noi considerăm asta, că noi ne-am înțeles bine cu toții, dar dacă partidele lor consideră că ei nu și-au făcut datoria, de ce ar avea hunedorenii încredere ca în mandatul 2024-2028 să le acorde această încredere de a guverna județul? Noi avem încredere în echipa noastră, suntem o echipă puternică și suntem cu toții uniți în jurul președintelui Laurențiu Nistor, un om înțelept, un om cu foarte multă experiență, a fost primar aproape 20 de ani, se vede că are administrația publică locală, cum se spune, la degetul mic. Are o expertiză foarte mare și în Parlamentul țării, este un om, aș putea spune, cel mai important om politic, cel puțin din ultimii 35 de ani din județul Hunedoara. Dacă ar fi să trecem așa puțin în revistă parte dintre realizările pe care Consiliul Județean Hunedoara a reușit să le facă în ultimii ani, cam care ar fi așa în top 3, să spunem, cele mai mari realizări cu care vă mândriți și dumneavoastră din postura pe care o aveți, dar și hunedorenii, să spunem? Deși eu m-am ocupat de partea de proiectele culturale, să spun așa, ale Consiliului Județean, trebuie să spun că cea mai mare realizare a președintelui Laurențiu Nistor sunt investițiile de la Spitalul Județean Hunedoara. Sănătatea hunedorenilor este cât se poate de importantă. Președintele a spus încă din 2020, pentru mine sănătatea este prioritatea numărul 1, pentru că dânsul și-a stabilit 3 priorități, dar cea mai importantă este sănătatea. Sute de milioane de euro au fost investiți la Spitalul Județean. Multe proiecte finalizate la Spitalul Județean. Oricine vine astăzi la Deva și intră în Spitalul Județean, o să vadă o clinică de cel mai înalt nivel din punct de vedere medical. Țin minte când a venit ministrul sănătății, domnul Rafila, și primul ministru la Spitalul Județean din Deva, domnul Ciolacu, îi spuneau președintelui: Laurențiu, dar tu acum te bați cu clinicile mari, universitare. A avut președintele o doză de mulțumire pentru că
dumnealui și noi cei care suntem în jurul dânsului știm cât de mult a muncit domnul președinte ca Spitalul Județean să arate astăzi așa cum arată. Dacă te duci la UPU, s-a inaugurat radiologia, urmează pediatria, sunt lucruri vizibile. Planurile președintelui pentru Spitalul Județean nu se opresc aici, spitalul trebuie să se dezvolte. Celebru filmuleț în care președintele a mers să vadă și calitatea actului medical și a fost viral pe rețelele de socializare, în mass media județeană, a noastră nu mai spun, dar și în cea națională. Acel filmuleț în care a mers deghizată, să spunem, și a încercat să afle care este relația, să spunem, pe care personalul medical o are cu pacienții, să știți și că a avut parte și de surprize mai puțin plăcute. Să știți că președintele în istorie este un social-democrat. Nu se înconjoară de, nu știu, fastul de care poate unii președinți s-au înconjurat la un moment dat, și vorba dânsului, măi, am vrut să văd cum este tratat cetățeanul Laurențiu Nistor, nu președintele Consiliului Județean, pentru că nu vreau să trăiesc, nu știu, într-o bulă și să pierd un contact cu realitatea. Iar lucrul ăsta s-a văzut acolo și sperăm în continuare ca și actul medical să se ridice la nivelul investițiilor din spital. Este păcat pentru că multe din cadrele medicale sunt de excepție, sunt medici foarte, foarte buni. De exemplu, soția mea a născut la Deva, când mulți, poate chiar lideri politici, aleg alte zone. Eu am avut mare încredere în Spitalul Județean pentru că știu că lucrurile s-au schimbat și se vor schimba și în continuare, pentru că trebuie să ajungem și să fim unul din spitalele care să fie date exemplu atunci când este vorba de partea de spitale județene. Pe lângă deci, asta, pe locul întâi, să spunem, sănătatea, partea aceasta de investiții în sănătate a contat foarte mult, da, pentru actuala administrație județeană. Pe lângă asta, partea legată de infrastructură. Președintele în 2020 a spus că din cei 1364 de kilometri de drum județean, pentru că județul Hunedoara are cea mai lungă rețea de drumuri județene din România. Și destul de complicată, dacă ne uităm puțin și la complicată relief. A spus domnul președinte, îmi doresc ca în următorii 4 ani să modernizez 400 de kilometri de drum județean. Undeva la înspre 40% din totalul rețelei de drumuri județene, din 35%. Ați reușit acest lucru, să îndepliniți acest obiectiv? În urmă cu o lună, președintele l-a chemat pe directorul tehnic din Consiliul Județean a dumnealui și a spus, domnule director, vreau o situație la zi cu toate modernizările, reparațiile de drum județean de când am venit eu în Consiliul Județean. Gândiți-vă că era luna aprilie, sezonul de lucru pentru ultimul an de mandat atunci începea, mandatul președintelui se termină în octombrie. Putem spune că președintele a avut de fapt doar 3 din cei 4 ani, doar 3 sezoane de a putea lucra. Până la începutul martie nici stațiile de asfalt nu se pornesc pentru că vremea nu permite să intervii pe parte de drumuri. Și a venit directorul și a spus, domnule președinte, 402 kilometri. S-a bucurat domnul președinte și a spus, și mai am un an. Chiar astăzi, de dimineață, a fost prezent alături de colegii de la Consiliul Județean, de doamna director economic, de directorul tehnic, de colegii de pe fonduri europene, a fost prezent în comuna Beriu, acolo unde Consiliul Județean Hunedoara, în urmă cu aproximativ o lună, a semnat în plenul ședinței de Consiliul Județean un contract de finanțare de aproximativ 17 milioane de euro pentru modernizarea și reparația capitală a drumului județean 705 Orăștie Costești, aproape 20 de kilometri de drum județean care duce turiștii, dacă îmi este permisă comparația, în zona munților Orăștiei, la Sarmi, Săgetuța Regea, la cetățile Monument UNESCO. Dar acel drum nu este făcut numai pentru turiști. Aproximativ 5.000 de cetățeni din comunele Beriu și Orăștioara de Sus
folosesc acel drum în fiecare zi. Drumul era rău, era foarte, foarte rău. Iar pe noul proiect semnat de președintele Laurențiu Nistor, noul proiect care astăzi a început practic execuția în teren a lucrărilor, nu ne rezumăm strict la partea de carosabil. Avem acostamente, avem rigole, avem parte legate de semne de circulație noi, marcaje rutiere, treceri de pieton, toate aceste treceri de pieton sunt iluminate. Deci vorbim de o infrastructură modernă, europeană, nu adaptată, doar o reabilitare a nu doar o simplă reabilitare, adaptată nevoilor de vizitare din Munții Orăștiei. Nu a mers mai mult pentru că drumul de la Costești la Grădiștea de Munte, la cetatea de la Sarmizi de Tusaregea, a fost făcut de Consiliul Județean Hunedoara, tot pe fonduri europene nerambursabile. Și un al treilea obiectiv propus în urmă cu 3 ani și jumătate, 4 ani și îndeplinit, dus la bun sfârșit, care ar fi? Partea legată de turism. Trebuie să fim sinceri și să ne dăm seama că din punct de vedere economic nevoile județului sunt multe. Așa cum ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, din păcate, în ultimii 35 de ani mulți hunedoreni au părăsit județul Hunedoara. În ultimii 35 de ani ramuri importante economice din județul Hunedoara s-au închis sau sunt aproape nesemnificative în ceea ce privește economia județului. Noi credem foarte mult în turism. Din acest punct de vedere, președintele și-a concentrat și înspre turism atenția foarte mult și aici bazele au fost puse odată pe tot ce înseamnă punere în valoare a monumentelor și a obiectivelor formidabile pe care județul Hunedoara le are, iar pe de cealaltă parte pe restaurarea și pe întreținerea lor. Dacă pe prima parte de punere în valoare, încă din primul an de mandat, președintele a creat Direcția Generală de Administrare, Monumente și Dezvoltare Turistică, o latură a Consiliului Județean care nu a mai fost până acum prezent atât de puternic în organigrama Consiliului Județean și care nu ratează niciun târg de turism, prezență inclusiv la târguri internaționale. Cred că și hunedorenii, foarte mulți dintre ei, au văzut această promovare. Mulți ne spun că văd și că le place cum se face. Avem colegi din toată țara, inclusiv din București, care le văd și care spun că trecând prin zona asta, datorită promovării, au intrat să vadă lucrurile de interes pentru ei din punct de vedere turistic, dacă pot să spun așa. Pe partea cealaltă de restaurare, de întreținere, din nou a mers pe accesarea de fonduri nerambursabile. La cetatea de la Sarmi-Segetu-Saregea, în Munții Orăștiei, Consiliul Județean Hunedoara derulează 2 proiecte în valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro. Unul este pe fonduri norvegiene și el se referă, dacă pot să spun așa, la incinta fortificată de la Sarmi-Segetu-Saregea, care se află deja în execuție și proiect pe care îl vom termina în acest an, iar al doilea proiect, peste 2 milioane de euro și acesta, este pe fonduri europene prin celebru program PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență, acolo unde ne propunem pe terasa A10-a de la Sarmi-Segetu-Saregea, cum cobor din incinta fortificată, este drumul pavat și este terasa de deasupra, este terasa A10-a unde intervenim și dedesubt este terasa A10-a unde intervenim și dedesubt este terasa A11-a unde este templul mare circular, soarele de andezit. Noi intervenim pe terasa A10-a, acolo unde avem templul mare de calcar și unde ne dorim ca prin anastiloză să readucem perspectiva acestor temple dacice pentru a putea oferi o nouă perspectivă în ceea ce privește vizitarea sitului arheologic. Anastiloza este o remontare a vechilor artefacte descoperite in situ pe vechile amplasamente. Ne dorim să ridicăm o coloană până sus ca să putem să redăm
cât de înalte erau templele acestea și să putem măcar pe două laturi exterioare să începem niște coloane în așa fel încât să-i dăm și o anumită dimensiune, să poată această experiență de vizitare să fie așa cum trebuie. Pe lângă asta avem drumul județean de care v-am spus acolo și la Orăștie avem Muzeul Civilizației Dacice, un proiect de suflet pentru președintele Consiliului Județean Hunedoara. Un proiect, cred, unic în această perioadă la nivel național. Este unic în ultimii 34 de ani, va fi primul muzeu construit de la zero de către o administrație locală și aici avem niște investiții care depășesc cifra de 6 milioane de euro. Este un proiect pe care noi, Consiliul Județean, îl avem în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Orăștie și colegii de la Primărie, colegii de la Consiliul Județean muncesc împreună pentru dezvoltarea zonei Orăștiei. Tot la Orăștie mai avem un proiect în parteneriat cu Primăria. Este vorba de reabilitarea casei de cultură Alexandru Grăzuță și transformarea acesteia într-un centru cultural multifuncțional. De altfel, în ambele proiecte aflate în parteneriat cu Primăria Orăștie, Primăria este liderul de asociere, Consiliul Județean vine cu sprijinul în primul rând financiar, dar la muzeu beneficiar este Consiliul Județean Hunedoara. La fel, investiții importante avem și pe țara Hațegului, acolo unde la Ulpia Traiana Sarmisegetusa, vechea capitală a provinciei romane Dacia, Consiliul Județean Hunedoara a atras fonduri nerambursabile europene de aproape 10 milioane de euro în trei proiecte deosebit de importante, 5 milioane de euro aproape sunt la amfiteatru și încă 2,2 și 2,2, deci încă înspre 4,5 milioane de euro. Mergem pe intrarea în forul lui Traian, intrarea în forul vechi și regândirea intrării în situl arheologic prin crearea unui nou muzeu de sit la Sarmisegetusa Ulpia Traiana. Sunt foarte multe piese litice, mai ales cele de marmură, foarte importante, sunt depozitate în sit. Din păcate, pe ele plouă, îngheț, dezgheț. Toate aceste cauze naturale afectează artefactul. Să spun așa, era mai bine în pământ, era mai protejat. Și atunci, președintele Laurențiu Nistor a găsit de comun acord cu specialiștii, da, crearea acestui nou muzeu, pentru că și intrarea în situ arheologic nu era la nivelul secolului 21. Dar cum îl știu toți hunedorenii pe președinte, își face cu bine treaba și știe ce are de făcut. Și noi suntem lângă dânsul să fim de folos până la urmă hunedorenilor, pentru că ei ne-au ales și ei sunt motivul pentru care noi facem politică. Timpul trece foarte repede în această emisiune și trebuie să discutăm puțin și despre ce vă doriți de aici încolo, de aici mai departe, pentru județul Hunedoara și de ce și-ar dori hunedorenii să meargă mai departe cu această echipă a Partidului Social Democrat pentru Consiliul Județean pentru următorii 4 ani? Să știți că hunedorenii își doresc să meargă mai departe cu această echipă. Am făcut și noi studii sociologice, așa cum au făcut mai toate formațiunile politice și suntem convinși de faptul că vom rămâne și din acest an la conducerea județului Hunedoara, având această poziție, să zic, la Consiliul Județean. În primul și în primul rând trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Proiectele de care am amintit se află în diverse stadii de implementare. Este vorba de peste 1 miliard de euro. Cine poate să le pună și să le finalizeze decât cel care le-a gândit, decât cei care le-au scris? Din cauza asta, lumea își dorește în continuare ca Partidul Social Democrat, ca președintele Laurențiu Nistor să fie la Consiliul Județean. Este foarte important să se aleagă Laurențiu Nistor, dar este la fel de important să aleagă și echipa de consilieri județeni. Putem avea 4 ani în care consilierii să se înțeleagă bine cu președintele, așa cum a fost în mandatul 2020-2024. Bun, e nevoie chiar, și de opoziția. Chiar bun, toate partidele s-au înțeles. Opoziția este super necesară,
Dar opoziția constructivă, opoziția care nu face doar, mă repet, opoziție, să fie de dragul de a face cineva opoziție. Adică dacă ne uităm și vedem că un lucru este așa, opoziția nu poate să vină să spună nu este așa. Aia nu este o opoziție constructivă. Că se întâmplă și astfel de situații. Într-o lume normală nu poate. Într-o lume normală nu poate. Dar toate formațiunile care au fost reprezentate în Consiliul Județean Hunedoara au pus umărul și președintele de mai multe ori a felicitat pe toți pentru că au înțeles nevoile județului. Dar acest lucru a fost posibil și datorită majorității pe care Partidul Social Democrat a avut-o în Consiliul Județean. Dacă lumea îl alege pe președintele Laurențiu Nistor, să aleagă și consilierii județeni. Am avut localități în județul Hunedoara unde primarul, de exemplu, avea o coloratură politică, consiliul local avea o altă coloratură politică. Iar cei care au pierdut au fost în primul rând oamenii. Consider că este foarte important ca președintele și consilierii județeni să fie de la PSD. Pentru că PSD a gândit aceste proiecte, vorbim de peste 1 miliard de euro fonduri atrase și vorbim de finalizarea acestor proiecte în perioada următoare și doar cei care le-au scris și au gândit acest plan au capacitatea să le și pună în aplicare. Și sunt de părere că hunedorenii știu acest lucru și vor pune ștampila pe candidații PSD. Mă uit la alți contracandidați ai președintelui, la principalul contracandidat, noi îi mai spunem pătru, nu dezvolt, dar mă uit cât este de penibil, să zic așa, când merge pe un drum și pune un flip chart, pune o tablă și citește de pe foaie și în timp ce citește scrie pe flip chart. E ceva greșit? Dacă nu are capacitatea măcar să învețe alea două, trei propoziții, adică, nu știu, copiază în cel mai trist mod cu putință, pe urmă, pe Valea Jiului, încurca proiectele. Proiecte făcute din buget județean sunt puse de el că sunt făcute pe fonduri europene. E o vraiște, este o harababură pe care nici pătru nu cred că o mai deslușește în noianul de informații pe care le-a acumulat în ultimele 3 săptămâni, că el până acum 3 săptămâni era prea ocupat să dea onoruri gărzilor de onoare pe la evenimentele din județ și cu rost și fără rost și prea puțin interesat de adevăratele probleme ale hunedorenilor. Fiecare își face campanie așa cum consideră că este campanie electorală, mi se pare normal să abordez și această temă. Nu este corect din partea noastră să nu ne uităm un pic și la alții sau un alt contracandidat de la un partid, că dacă îi pui un H în față ar fi de un partid de haur, mergând pe un drum județean nemodernizat, dar pe care avem promise fonduri europene, pentru că îl facem în parteneriat cu județul Arad, e vorba de drumul Regelui, mergea domnul respectiv cu cravată, cred că și batistuță, sau urma să-și pună batistuță, mergea pe drumul ăla rău de... Era Bacovia cu estetica urâtului, este mai prezent ca niciodată. Și din păcate, acești oameni, eu așa cred că nu știu pe ce lume politică trăiesc. Nu știu, s-au uitat prea mult pe la seriale, pe diverse aplicații de astea pe care le avem acum cu filme și seriale despre politică și încearcă, nu știu, să copieze personajele negative de acolo. Au și ei de tras. Ultimele 2 minute din această emisiune, să înțelegem că este o campanie electorală complicată pentru PSD, complicată pentru candidații Partidului Social Democrat, sau este una liniștită? Vă spun ce a spus președintele Laurențiu Nistor. Când începi campanie electorală acum 4 ani, înțelegeți un pic așa, vei avea o campanie fizică electorală de 4 săptămâni foarte liniștită. Pentru că tu ai făcut campanie prin realizările tale. Lumea e sătură de promisiuni. Președintele are un material de promovare în care pune accentul pe realizări, nu pe promisiuni. Pe același principiu, lumea s-a săturat de promisiuni. Cred că e momentul acțiunii. Fiind momentul acțiunii, cred că
PSD trebuie să rămână la cârma Consiliului Județean pentru Hunedoreni. Și tot pentru hunedoreni o să vă rog să transmiteți un mesaj acum în final de emisiune. Vă îndemn ca pe 9 iunie să fiți prezenți la urne, pentru că democrația reprezentativă funcționează în acest fel. Vă îndemn cu încredere să puneți ștampila pe candidații PSD, la primar, la Consiliul Local, la președintele Consiliului Județean, la consilierii județeni, iar la europarlamentare puneți ștampila pe reprezentanții alianței PSD-PNL, pentru că pentru Parlamentul European este nevoie de reprezentanți democrați care să reprezinte România în forul european și să încercăm să lăsăm lumea extremelor și a extremiștilor deoparte, pentru că ea vine și cu anumite constrângeri. Din această cauză, vă îndemn pe toate buletinele de vot să alegeți reprezentanții Partidului Social Democrat. La Hunedoara, PSD este partidul care are cei mai buni specialiști și asta o dovedesc bunii primari ai PSD, președintele Consiliului Județean și oameni care au reușit să lase ceva în urma lor. Vă mulțumim și vă așteptăm la vot. Vă mulțumesc și eu pentru prezență. Mult succes vă doresc în continuare. Mulțumesc pentru invitație și îmi doresc foarte mult să ne mai vedem și cu siguranță să mai discutăm. Veți mai fi prezenți în fața hunedorenilor. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!